va duce să mănâncă o prăjitură acolo unde își ducea el gagicuțele lui. Înghețata asta care arată dumnezeiesc. No way. Nu e adevărat. I-am făcut o mică disecție a acestui șu. Hello, bine ați revenit la un nou vlog. Mă aflu în Severin, în centrul pietonal al Severinului, practic. Trece pe lângă noi un băiețel cu o mașinuță cu... O mașinuță periculoasă, zice, uite și fata aia, el a agățat, îmi place de ea. Bravo. Te îngojoară în Severin, toți de mici conduc mașini. Da, dragilor, v-am zis că o să revenim cu un nou vlog în care vom face câteva review-uri și o să vă mai arăt un pic și Severinul, dar totodată vreau să vă zic că în vlogul ăsta se va întâmpla un lucru foarte special. Pe lângă faptul că noi aici ne-am reînceput relația, cum am spus în anteriorul story time, aici iarna este un brad uriaș, înconjurat de o plasă de stele, practic. Dar soțul meu mi-a zis că astăzi mă va duce să mănânc o prăjitură acolo unde își ducea el gagicuțele lui, la Mr. Goe, domnul Goe. Vreau să vă spun că în momentul în care duceam eu gagicuțele acolo, cum spune Madi, aveam 14-15 ani și aveam 5 lei la mine, dădeam maică-mea, cred că 5 lei sau 2-3 lei, mâncam de un leu un sandwich, atât era un sandwich atunci, și de 50 de bani sau un leu făceam cheto cu un prieten și ne luam o sticlă de suc de fruity fresh. Și apoi mai puteam să mai pun deoparte cât un leu, doi, și mergeam acolo să luam o prăjiturică. Eram periculos și jucam periculos pentru că tot timpul lăsam întâi să comande fata și după aceea vedeam și eu dacă comandă și suc și prăjitură, eu luam doar suc. Dacă comanda doar prăjitură, luam eu și sucul, știi? Ceva de genul, eram... Îmi calculam banii foarte, foarte, foarte bine. Mai de mic ai fost strângară. Da, da. Îmi place de mic. De mic am fost afacerist. Sau economist. Antreprenor direct. Da, da, da. Pe Crișan sau pe această stradă pietonală, cum vreți voi să ziceți, noi o știm drept Crișan, găsiți foarte multe terase unde puteți să stați, să serviți o cafeluță, un ceai, un suc rece, un suc rece, mai ales pe vremea asta caldă, ar merge niște bani gheață. Bună, o bragă, Mari, o bragă. O bragă. Doamne, mie nu prea îmi place braga aia. E o chestie așa oarecum fermentată, dar vreau să vă zic că această pietonală se continuă până la turnul de apă, chiar și după acesta, unde la turnul de apă vom găsi și școala de fete și de băieți, exact cum ați auzit, școala de băieți, așa se scria pe vremuri. Acum ne vom îndrepta frumușel către Mr. Goe, către domnul Goe, unde voi gusta pentru prima oară prăjiturică, pentru că, deși sunt împreună cu soțul meu de 3 ani, niciodată nu m-a dus la domnul Goe. Și știți cum am aflat eu de domnul Goe? Printr-o fată care s-a angajat la fostul meu loc de muncă, care culmea este din Severin și venise în București să facă practică și făcea în locul în care eu am lucrat la asigurări. Păi da, mai, dar acum eu am bani. Duc la alte lucruri mai faine. Oricum, ca să vă arătăm așa dacă tot zice magie de lucrurile astea, aici, deci de aici, uite, acolo e școala unde am făcut eu, liceul de arte Ioan Ștefan Paulian, și aici sunt magazinele de unde eu îmi luam de mâncare. Dar ce am admirat tot timpul când mergeam pe Crișan, acest gard. Bă, da. E ceva aparte, e ceva ce nu ai mai. Da, e curat, frate, te uiți peste tot, chiar e curat peste tot. Da, e curat, înflorit, înverzit. După cum puteți vedea, în spatele meu este un dozator de înghețată, unde eu și tata Zuclu venim vară de vară și mâncăm câte o înghețată de aici pe Crișan, ne punem frumușele pe băncuță cu înghețățica noastră și tot timpul încercăm să-i convingem atât pe mama soacră, cât și pe soțul meu, pentru că ei sunt mai reticenți. Așa, mama soacră nu prea e cu dulciurile, deși face niște dulciuri delicioase și soțul meu preferă să mănânce de la mine, ca să mă tachineze pe mine. Bă, mie nu-mi place, cel puțin. Și nu-mi place probabil pentru că tot timpul când eram aici la școală, aveam înțeles asta aici tot timpul și am mâncat-o de mult încât nu mai... Ce frumos arată. Școala adevărată. Aici ies... Șmecherii. Și mecherii, da, adevărat. Am ieșit și eu cândva de aici, liceul de artă Ioan Ștefan Paulian. Mai țin mai de minte covrigul ăsta autentic de aici. Da, care n-avea gustat nimic. Mihai se zicea, vai, ce bun o să fie, dar n-avea gust. Băi, frate, așa trebuie să fie un covrig. Apă și făină și sare, atât trebuie să fie în el. Nu are și drojdie. Probabil. Dar nu prea avea gust. Uite, dar zi tu că nu miroase bine. De miroase bine, miroase, într-adevăr. Uite, are și prăjiturile și tortulețe. Și am ajuns la turnul de apă. Marele turn de apă. În stânga lui, mi se pare că este, în stânga este Mr. Goe, nu? Da, da. Pentru că se știe domnul Goe, mai, nu Mr. Goe. Nu știu ce tot zic Mr. Goe, mi se pare amuzant. Da, uite la acolo. Cofetărie domnul Goe și pizzerie. Și vezi că și pizza e bună la domnul Goe. Am ajuns la domnul Goe. Partea bună este că au și terasă și acum sunt tare curioasă ce dulciuri vor avea, pentru că eu am văzut și în Carrefour și au niște prăjituri extrem de bine arată. Nu e același domnul Goe și în Carrefour, sincer. Da, e același. Da? Același, 100%. Zima, ai ajuns în paradis? Cam da, aș fi vrut mai multă ciocolată, dar am văzut aici înghețata asta care arată dumnezeiesc. Asta de ciocolată, deci nu mi-a dat pe spate. Deci luăm înghețată. De mango și ciocolată cum am luat în Spania. Da. Dar nu luăm și o prăjiturică? Da, da, păi luăm o înghețată și o prăjiturică. Tu le alegi, da? Perfect, nu, alegem împreună. Păi înghețata e ales-o, e foarte bună, mango și ciocolată, da? Bun, și alegem prăjitura și o alegi tu pe care vrei. Și tare sculoasă ce prețuri au și gustul. Am văzut acolo un șu, este și în București pe calea Victoriei mini șu. Da, dar e o cărță de bani. Acolo. Da, într-adevăr e o cărță de bani, dar oarecum raportul calitate-preț e ce trebuie. Hai să vedem și prăjiturile aici cum arată. O luăm pasta cu căpșuni, luăm un șu cu căpșuni. Madi, ce vrei tu?
Deci chiar ce vei tu, care la care se lasă la aia, că vreau să ai o părere foarte bună despre Dobu Goie. Te rog să le explici oamenilor ce înseamnă din punctul tău de vedere a ți se lăsa la ceva. Adică să-ți facă cochiul. Frate, ți se face poftă, nu ți se lasă. Bine, haide. Aici, dar la pahar, vă rog. La pahar, da. Băi, arată mișto asta, chiar arată mișto. Partea bună este că nu trebuie să mâncăm pe fugă, pentru că ne-a sunat mama soacră și ne-a zis că tata socru întârzie. Ceea ce înseamnă că avem timp să digerăm perfect dulcele. Ce mari, ești fericită, nu? Nu știu din care să gust prima oară. Hai să le arătăm puțin cum arată treaba asta. Așa arată înghețată. Avem aici înghețată de mango și de ciocolată. Cred că înghețată trebuie să mâncăm prima dată. Doamne, Dumnezeule, cum e mango-ul ăsta. E bun? Ia gustă și ciocolată și combina după aceea. Gustă tu prima dată mango, dă-i o notă. 10 din 10, okay. 10 din 10. Are gust autentic de mango. Deci zici că este mango presată la rece, efectiv, cu lapte. Și ea bagă și ciocolată puțin. Mamă, cât de cremoasă e. Și pare combina, Madi. No way. Nu e adevărat. Deci domnul Goe merită, nu? Deci, merită toți banii, nu? Deci n-am întâlnit înghețată atât de bună nici măcar în Spania, nu a fost așa bună. Așa și acum combinile. Ăsta e testul suprem. Mama e de treabă, dulce, acrișor și ceva fermecător. Ia că-s curios și eu cum e. Bă, chiar e rece, frate, totul e super, super rece. Ce-a să le combin din prima. Wow. Wow. Dar e super fină. Da, asta zic. Dar vezi, mango-ul ăla are efectiv gusta mango. N-are bucățele de mango, dar zici că e piure de mango. Asta zic. Zici că e piure de mango înghețată. Și ciocolata aia, ceva mai bun, n-am întâlnit-o. Ciocolata așa delicioasă, n-are gust nici a Nutella, nici a cacao, nici a... Nu știu, ceva nemai întâlnit. Băi, chiar da. Hai, stai, oprește-te, măi, ca să gustăm și șou. Ha, iubitule. Mamă. Hai de pauză. Hai mai de cu șou ăla să vedem cum... Păi, toată... O să folosesc din gura. Tot din gura asta? Mamă, căpșunica acolo, cum trebuie. La Severin și căpșuna are gust de căpșună, nu? Frate, căpșună cu frișcă e top. Ia să vedem ce gust are acest șu. Ia să vedem. Asta nu-l l-am rupt înăuntru. Ia, întoarce de puțin. Și are, cred că, cremă de căpșuni are. Nu mi se pare wow asta, sincer. Mie cam da, mi s-a părut și ăla. Ăla, mie chiar mi-a plăcut acela. Mai de acolo bagă frumos înghețată. Dar nu am rămas tot cu șuul ăsta. Măi, nu mă pot abține, dar ne-a dat camera un mic fail. Ia bagă și șuul, să-l arăți puțin cum arată. Dar mi se pare că e mai mult savarină, mă, crezi decât șu. Păi așa este șuul, are înăuntru cremă. Are o cremă care e un pic rozalie, e un fel de frișcă mai mult cu căpșuni. Are gust la căpșuni și așa pare a fi frișcă cu căpșuni, doamne, dar e delicios. Ia, sunt curios aici, eu nu sunt cu prăjitură, ca să știți așa. Eu de-aia mi-am atentat că nu sunt cu... O prăjitură la mine trebuie să aibă ce, Madi? Fruct. Multe păi și asta are fruct. E savarină asta. E savarină cu căpșuni. Păi așa e șul, mare parte, doar că e o gogoșică umflată și... De ce așa scumpă în București? În București păi, cât a fost asta? Ai plătit? Încă nu. I-am făcut o mică disecție a acestui șu și am observat că are dulceață de căpșune, gem de căpșune, cum o fie asta. Mie mi se pare delicioasă crema asta. Viața și acest Severin. Șu este extrem de pufos. Păi eu nu m-am luat pe spate, pe mine doar înghițat asta. Deci înghițat asta am mâncat ca pe ciorbă. A fost foarte bună. Șu ăla aș putea să trăiesc toată viața fără el. Măi, și eu, dar mi-era poftă de... Chiar mi-era poftă de ceva dulce și vreau să zic că și frișca asta. Măi, n-are, nu știu, n-are gustul ăla de frișcă din comerț, înțelegi? Se vede că e ceva făcut aici. Domnul Goie, nota 10. Stai să vezi prețul, pe aia dai nota, zic și eu, că poate e 100 de lei ce am mâncat aici. Uite, Madi, și plătește. Hai să vedem cum vine după ce plătește, dacă e fericită sau nu. Da? Ce e, Madi? Frate, pune. Deci vreau să ne mutăm la Severin. De ce? Cât a fost? Am plătit 26 de lei tot. Două bile de înghețată. Care a fost 7 lei bucata, nu? Da. Și 12 lei șul. Nu e așa ieftin. N-ai mâncat, n-ai băut nimic, doar ai mâncat. Mă sună mama sacră, pauză. Din punctul meu de vedere a meritat toți banii, a meritat fiecare bănuț. Mai puțin așa, acel șu, hai să zicem că n-a fost pe gustul tău, pe gustul meu a fost. L-aș fi vrut un pic, gustul ăla de căpșune, aș fi vrut să fie un pic mai prezent în acea frișcă. Dar domnul Goie, nota 10. Nota 10. Eu până... dau un 8, pentru că știu că era mai bun. Fii atent, îi dau 9,95. Bun, hai să dau și 8,5 pentru locație, că așa arată locația frumos cu terasă. E în fața turnului, ai priveliști, ai tot ce trebuie, un 8,5. Deci vă recomand cu căldură, domnul Goie. Merită încercat. Exact. Până data viitoare, dragilor, rămâneți pe canal pentru că vom face review-uri cu siguranță la alte mâncăruri. Da, oamenii, idei unde să mâncăm prin Timișoara, Alba Iulia și Cluj, cel da, mai important. Da, vă rog frumos, am căutat și eu câteva locații, așa, pe Google, îți dai seama. Dar unii erau pro, alții erau contra. Lăsați-mi și voi în comentarii, oricum părerea voastră chiar contează. Vă mulțumesc pentru view! Pa!